pentru prima oară în zona asta? Nu, eu am mai fost, sigur că am mai fost. De aici se trage din Petroșani Petrila, Joseph Kappel, basistul nostru de la Phoenix. O să-i transmit că am cântat în seara asta aici, pe meleagurile astea superbe. Sigur că am mai fost. Am avut și cu diferite evenimente. Am fost la Petroșani, am cântat la o gală prin 2000, nu știu cât, cu Microsoft. Îmi place locul ăsta, e superb. Aveți... Dar, sigur, e prima oară când cântăm într-o curte. Și cum mi se pare ideea? Ideea este senzațională. Lume bună, oameni care trăiască peșterile, speologii care, uite, de acolo am venit, cred că acolo să ne întoarcem una. Everybody's okay. Speaking everybody Romanian or the speak English, German, French, Bulgarian, Macedonian, Russian. Till everybody's okay. Come everybody from Zelt. Toată lumea din corturi să vină la scenă. Voi care sunteți pe acolo, veniți în față. Hai, îndrăzniți. Și facem o seară frumoasă împreună. Aprofundăm acolo unde încă nu a intrat nimeni. Hai să vedem. Și! Hai, toată lumea, vreau să vă aud! Opa! Planeta, sunteți bine? Vreau să vă aud! Facem party în seara asta sau party, da? Vreau să vă văd aici dansând, să vă simțiți bine, că asta este ideea și noi am venit cu mare drag la invitația organizatorilor. E unul din evenimentele importante care se petrec în România, tot ce înseamnă speologie, geologi, etnologi, geografi, istorici, etc. Ne bucurăm să fim împreună. Sărbătorim și creăm o comunitate cu o unitate specială, balcanică, mondială. Eu sunt pentru multiculturalitatea, este la noi acasă. Ne simțim cu toții bine, ne întindem o mână, facem o horă și ne simțim bine în seara asta. Ok? Astrologie! Vreau să vă prezint unul din cele mai, n-aș spune taraf, este un brass, este un big band deja,
Este o orchestră de suflători, Pansiru Costică, care este șeful fanfarei, fanfara Șuniușu Car din 10 Prăjini. E un nume nou. Acum am colindat lumea împreună, am cântat pe scene foarte mari. Acum de curând am venit de la un concert, iarăși plecăm iarăși la ea și diferite evenimente. Am avut cu Loredana, dar o să avem, cum știi bine, că avem și concerte cu Rona, cu Balcano. Formula e mult mai amplă. De seara asta o să cântăm Unplugged, fără instrumente electronice, așadar o să fie o senzație iarăși. Ce ne pregătiți? Albumul da, noi, da, da. Ce noi? Ceva nou. De fiecare dată când ne întâlnim, repetăm ceva nou și acum cred că o să cântăm Bandera Rosa, Avanti Popoli. Cântăm foarte multe piese noi, de la Ederlezi, de la muzică sârbească, este un melanj de Balcano cu influențe românești, macedonești, slave, grecești și sigur creează spiritul ăsta și transmisia asta de bucurie, de melancolie și de suflet, da. Ridică-mă asta mai sus, te rog. În monitoare mai sus.
ați definit dumneavoastră spiritul balcanic? Da, chiar. Este o lacrimă de bucurie. Noi avem o tandrețe, o agresivitate, o nebunie și un temperament unic. Așadar, nu are decât să iasă ceva, un amestec, un mixaj foarte interesant. Poate că și cu asta am surprins lumea, cu temperamentul, cu imaginația și cu inventivitatea noastră. Trăim clipa și de fiecare dată ne simțim bine. Eu cred că românii să nu uită lucrul ăsta, că fac parte din cultura noastră, din spiritul românesc de a petrece. Și să mai las încrâncenarea, o să închei cu un citat: noaptea e neagră, ziua e plină de lumină, pământul trăiește dintre amândouă, de ce nu uita să râzi? Din 10 prăjini este o fanfară care a colindat planeta.